Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Astăzi vom avea un scurt briefing despre proiectele sociale care deja le-am implementat și care ne propunem să le implementăm. Pentru că pentru Partidul Socialiștilor, de fiecare dată, anume latura socială și programele, proiectele sociale sunt cele de bază. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, voi acorda cuvântul colegilor noștri din cadrul Consiliului Municipal, care vă vor aduce la cunoștință acele proiecte cu care deja am insistat și le-am introdus pe ordinea de zi, implementându-le în cadrul CMC, după care vom prezenta și viziunea pentru viitor. Vă mulțumesc! Domnul Alexandru! Уважаемые кишиневцы, дорогие друзья, фракция партии социалистов является надежной опорой для всех кишиневцев. Мы являемся надежным основанием для всех проектов развития в городе, инфраструктурных проектов, благоустройства, а также социальной защиты. В 2015 году кишиневцы доверили фракции партии социалистов доверили 19 мандатов. И мы боролись с тем беспределом, то, что творился тогда в Приморье, с распилом земель, беззаконным строительством и так далее, и так далее. И вы не прогадали. Мы заслужили ваше доверие. В 2019 году фракция партии социалистов получила 22 мандата. И благодаря нашим голосам, благодаря нашей поддержке, мы принесли городу 1 миллиард лей в течение этого срока, этого мандата. Благодаря фракции партии социалистов было поддержано большое количество социальных инициатив. Невозможно ни один проект реализовать без поддержки фракции партии социалистов. Социальные инициативы, об этом подробнее скажут Александр Толочко и Динарий Кожикарь, наши советники. Я хочу сказать о том, что мы приложили все усилия, чтобы смягчить тот удар и в пандемию, и в рост тарифов для жителей города Кишинева. Не все было реализовано. К примеру, было предусмотрено в бюджете муниципия Кишинева небольшой подарок пенсионерам на 1 октября. В бюджете 2023 года, к сожалению, экзекутив это не реализовал. Пожалуйста, коллеги. Спасибо. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc că ați dat curs la invitație la această conferință de presă. Mă numesc Alexandra Talacico, sunt consilier municipal, membru al fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Din start aș vrea să accentuez că noi, fracțiunea PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, am fost și continuăm să fim inițiatorii și promotorii celor mai importante proiecte de dezvoltare urbană, precum și deciziilor utile și benefice pentru bunăstarea cetățenilor Chișinăului și oaspeților capitalei. Pe parcursul mandatului actual al fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal, noi, socialiștii, am înaintat și susținut multiple inițiative sociale și vreau să reamintim societății despre unele din ele. Crearea în premieră a serviciilor și centrelor multiprofilate, de exemplu, centre specializate pentru copii și mături, centre de zi pentru copii cu boli rare și autism, servicii noi de zi pentru copii de la 4 luni de la 3 ani, centru de zi ADIR pentru persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului și altele. Așa fel de servicii și centri sunt extrem de importante pentru o dezvoltare sănătoasă a societății și ajutorarea celor care necesită sprijin profesionist. Am reușit să majorăm statele de personal a diferitor serviciilor sociale, Direcția Asistență Socială, Direcția Sănătate, Direcție pentru Protecție Drepturilor Copilului. Drept rezultat a crescut eficiența serviciilor sociale și s-a majorat numărul beneficiarilor serviciilor susmenționate, cum ar fi echipa mobilă, casa de copii de tip familial și altele. Din primele zile, consilierii fracțiunii PSRM s-au angajat plenar în acțiuni de voluntariat la Centrul de Găzduire Moldexpo pentru a ajutora refugiații din Ucraina. Inclusiv am alocat 5 milioane de lei din fondul de rezervă al primăriei municipiului Chișinău pentru cheltuielile necesare gestionării situației cu privire la refugiați. La inițiativa fracțiunii socialiștilor, anul 2022 a fost decretat anul lucrătorului medical în municipiul Chișinău, ce au luptat cu COVID-19. Mai mult ca atât, în semn de recunoștință și apreciere pentru dedicația angajaților din sistemul medical municipal, în centrul orașului va fi amenajată alea medicilor. Am promovat decizia cu privire la acordarea ajutorului material în cuantum de unui salariu de funcție personalului care activează la blocurile alimentare ale instituțiilor de învățământ preșcolar din orașul Chișinău.
Consilieri municipali a fracțiunii Partidului Socialiștilor au promovat majorarea bugetului pentru dezvoltarea și susținerea comunităților interietnice. Am oferit posibilitatea de a călători în transport public gratuit sau cu reducere pentru diferite categorii de populație, și anume pensionarilor, copiilor până la 7 ani, persoanelor cu dizabilități, lucrătorilor din domeniul educației și medicinii. Rezumând discursul meu, am vrut să subliniez că inițiativele despre care am vorbit sunt numai o parte din cele pe care noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal, am reușit să le promovăm. Хочу повторить и подчеркнуть, что мы, фракция партии социалистов, были и будем конструктивны и будем поддерживать любую инициативу и идею, направленную на благосостояние кишиневцев и улучшение качества жизни нашего города. Спасибо. Передаю слово Динарию Кожакару. Bună ziua! Aș vrea să atrag atenția, în primul rând, acelor proiecte care în Consiliul Municipal, la inițiativa fracțiunii socialiștilor, au fost demarate, a fost făcut un proiect de decizie sau chiar a fost făcut un regulament. În ultimul mandat, creșterea bugetului pentru instituțiile medicale a crescut de la 100 de milioane la 500 de milioane, ca să înțelegeți. Dacă să luăm pe sectoare, noi avem instituții care au fost renovate complet sau au fost dotate cu utilaj performant de ultimă oră, dacă vorbim de laboratoare, aparate de ultrasonografie, aparate radiologice. Dacă vorbim despre instituții medicale, în premieră noi, în municipiul Chișinău, am organizat lucrurile în așa mod ca în fiecare instituție să fie câte un tomograf sau o rezonanță magnetică. Da, cu mici întârzieri din cauza unor rezistențe din partea primarului general. Însă, cu certitudine, ultimul dispozitiv de tomografie, acum îl avem la moment deja la spitalul numărul 1. Sper eu, în cea mai scurtă perioadă de timp, colaboratorii instituției se vor bucura de aceste noi servicii care le vor ușura serviciul lor și pentru cetățeni nu va fi o necesitate suplimentară ca la o bucată de noapte să fie transportat cu salvarea dintr-o instituție în altă pentru a face o tomografie. Dacă vorbim de cifre, numai sectorul botanică în ultimii 4 ani de zile a beneficiat de peste 2,5 milioane de lei. Sectorul ciocana a beneficiat de 6,5 milioane de lei. Sectorul buicani 4,3 milioane. Sectorul râșcani 2,2 milioane. Și sectorul centru 3,1 milioane de lei. Toți acești bani au fost dați pentru a îmbunătăți serviciile de consultare, serviciile de pentru persoanele care cu dizabilități sau pentru anumite fizioterapii. Dacă vorbim despre serviciul social care noi l-am făcut în municipiul Chișinău, nu pot să uit și să remarc acele momente pe care sunt venite chiar la inițiativa fracțiunii socialiștilor și cu ajutorul altor consilieri au fost aduse la viață. Avem un serviciu de protezare dentară care este unical și unic în Republica Moldova. Unii persoanele cu dizabilități sau persoanele cu un venit mai mic pot beneficia de protezare dentară gratuită din contul primăriei. Dacă vorbim despre persoane cu dizabilități și aici ține de auz sau de văz, noi avem protezare a orbitelor oculare. Noi avem dispozitive auditive pentru persoane care cu auz slab sau cu lipsa lui. Inclusiv în premieră, cu ajutorul Partidului Socialiștilor și cu lucrarea a instituțiilor de tip central, au fost făcute implanturile cochleare, care până acum în Republica Moldova nu au fost posibil de a le face. De asemenea, cu suportul Partidului Socialiștilor au fost efectuate procurarea utilajului automobililor necesare pentru deplasarea dintr-o instituție în alta, atât în instituțiile medicale, cât și în cele de tip social. Avem un șir de servicii sociale care țin de ajutorul copiilor fără adăpost, ajutorul persoanelor fără adăpost sau cu dizabilități. Toate acestea sunt susținute de către Partidul Socialiștilor și finanțate exclusiv din bugetul municipal. Atât ce am vrut să vă spun, avem un șir de alte proiecte care de asemenea sunt în derulare sau sunt deja de mai mulți ani puse pe ordine zi la primar, însă din diferite motive aceste proiecte la moment nu au acea amplitudine pe care ne-o dorim noi. Deoarece știm destul de bine,
Până a venit domnul primar general, noi, Partidul Socialiștilor, împreună cu domnul primar, am putut ajuta circa 84.000 de cetățeni a municipiului Chișinău la subvenționarea timpului rece anului. Însă din momentul în care dumnealui a devenit primar, nu știu care este motivul, dar este o rușine pentru el și noi vom face în așa mod că să ajungem înapoi la acea cifră. Noi avem deja numai 24.000 de persoane care pot fi ajutate în timpul sezonului rece. Avem de asemenea un șir de servicii cei ce ține de reparația blocurilor, care noi am Consiliul Municipal și anume Fracțiunea Socialiștilor, am votat acești bani în bugetul municipiului Chișinău, însă dintr-o oarecare motiv acele curți nu au fost reparate. Dar totodată putem observa că avem în această perioadă un șir de finanțări, atât diferitor summite sau concerte peste hotare, ceea ce considerăm incorrect. În viitorul mandat, cu certitudine, la tot acest dezmăț vom pune punct și vom demara ca în acest oraș să fie făcute construcții și intracartiere, nu numai trotuarele centrale. Vom demara ca toate proiectele sociale să fie la fiecare în casă, nu numai la persoanele vizate de către un anumit grup de oameni. Atât. Da, eu vreau să mulțumesc colegilor pentru acest raport detaliat. Să știți că pentru noi, într-adevăr, prioritate este și va rămâne aspectul social. De ce noi vrem să venim și cu anumite detalii din programa noastră care o avem? Astfel, noi vom prelungi următoarele proiecte sociale. Cum ar fi? Glucometre gratuite pentru femeile însărcinate și pensionare. Aparate auditive pentru persoanele social vulnerabile. Protezarea pensionarilor gratuită. Desigur, vom veni cu programe noi, cum ar fi 10.000+, ceea ce ar însemna ca fiecare familie cu mulți copii să beneficieze de 10.000 lei în fiecare an din partea municipalității, deoarece noi suntem acel partid care vrem să promovăm creșterea familiilor în situația când țara noastră devine din ce în ce mai depopulată. Venim cu proiectul 1.000+, pentru persoanele care au necesitatea în sezonul rece anului de a fi ajutate, cei social vulnerabili. Din area a atras atenția că spre regret, actuala administrație a decis micșorarea numărului acestora. Deoarece pentru socialiști grija este de la mic la mare, venim cu proiecte și pentru cei micuți, ca spre exemplu, lapte gratuit până la 2 ani, alimentare gratuită pentru elevii din clasele 1-9. Venim cu un șir de proiecte sociale de susținere a celor tineri și în special în domeniul de angajare, pentru că municipalitatea, spre regret, are foarte multe locuri de lucru neacoperite și noi vrem să venim cu acel soluție când municipalitatea va comanda serviciile, nu serviciile, dar funcțiile necesare, investind atât în studiul pentru acestora, cât și semnând din stat un contract de angajare. Pentru seniori venim cu clubul seniorilor care le va oferi posibilitatea în fiecare sector să aibă acea zonă de recreere, acea zonă de găsirea a noilor ocupații, de o consultare juridică și multe, multe altele. Stimați prieteni, stimați cetățeni ai orașului Chișinău, noi, socialiștii, mereu vom opta pentru proiecte sociale și economice și vă rugăm de fiecare dată să atrage atenția cine este promotorul acestora. Pentru că, spre regret, suntem în situația când, datorită Consiliului Municipal și consilierilor socialiști care au votat și au lobat toate aceste proiecte ca să fie pentru dumneavoastră, acum s-a găsit o formațiune care își asumă toate aceste proiecte, în viziunea noastră, cel puțin obraznic. De aceea venim cu o solicitare către exponenții administrației actuale, așa numită partid. Dacă doriți într-adevăr să demonstrați că sunteți o echipă puternică, haideți să veniți cel puțin la dezbateri, pentru că noi vedem cât de mult vă temeți de ele, pentru că știți că de fiecare dată orice proiect care îl veți spune sau îl veți asuma este cel votat de socialiști, iar dumneavoastră administrați pe regret nu de fiecare dată corect. Și dacă nu veți veni la aceste dezbateri, să știți că vom veni noi la voi cu dezbaterile, pentru că altfel nu se mai poate. Stimați cetățeni, noi vă mulțumim încă o dată, vă dorim un început de săptămână frumos și vă rugăm să avem susținerea dumneavoastră, Partidul Socialiștilor, Steluța și eu, Adrian Albu. Vă mulțumesc, o zi cu spor!